vrea să se mai petreacă același scenariu. Statele Unite, de asemenea, atrag atenția în legătură cu greșeala pe care ar face Israelul dacă ar invada cu armata fâșia Gaza. Dar ce ne putem aștepta din punct de vedere strategic după această întâlnire între Antony Blinken și Benjamin Netanyahu, după ziua de azi, care a fost plină de confuzie? Deci, eu cred că domnul Blinken a făcut un tur, a colectat opiniile celor interlocutorilor cu care a discutat și a venit și le-a expus acestora împreună cu o analiză lui Netanyahu. Eu nu mă aștept în aceste condiții ca Israelul să dea drumul la această, să spunem, la frontieră. Invazia terestră, ca să spun așa, pentru că aerian și altfel, sub raportul forțelor speciale, ei sunt deja prezenți acolo. Într-adevăr, este o chestiune extrem de complicată. Israelul trebuie să ia în calcul o mulțime de factori, mai ales că opinia publică, vedeți că deja e mobilizată să acționeze, să reacționeze la ce face Israelul și ca atare, după părerea mea, cred că lucrurile vor rămâne așa într-un fel de așteptare. Gaza este asediată, oamenii au plecat în cea mai mare parte spre sud, condițiile sunt pregătite. Acum, dacă avem go sau nu avem go la această acțiune, eu cred că se va mai amâna un pic. În funcție de ce atârnă amenințările Iranului, Iranul spune suntem gata să acționăm imediat. Da. Acum, haideți să, înainte să vă răspund la treaba asta, să vă spun următorul lucru. Fără acțiunile criminale ale Hamas de acum 10 zile, n-am fi ajuns deloc aici. Și atunci problema, vedeți, dumneavoastră, e și una morală, că până la urmă vrei să obții independența, dar nu așa. Adică nu omorând oameni nevinovați la întâmplare cum a făcut Hamas. Bun, că Hamasul a făcut acest lucru ca să stârnească reacția Israelului, e clar acest lucru și mai ales prin ce se întâmplă ulterior. Dar cred că în momentul de față sunt luate în calcul o serie întreagă de elemente tactice care țin de situația din zonă. Vedeți, e armistițiu, nu e armistițiu, va fi atacat sau nu va fi atacat. Eu nu cred că va fi atacat acel punct de trecere. Și strategice, dacă intrăm sau nu intrăm până la urmă, adică Israelul se vede dacă decide să intre sau armata, a văzut, a spus, are nevoie de un ordin politic. Asta nu poate să vină decât de la guvern, de la primul ministru, președinte eventual, dar președintele nu prea intră în asemenea chestiuni. Și atunci, deci, sunt o mulțime de factori în această ecuație, ea nu e încă rezolvată și se lucrează la rezolvarea ecuației, până când vom avea un rezultat. Da, foarte interesant punctul dumneavoastră de vedere, domnule ministru Pașcu. Nu credeți că această invazie terestră va avea loc? Nu, va avea loc. Poate ar putea să aibă loc. Nu iminent. Asta e ideea. Domnule Popescu,